Așa se circulă în secolul al XXI-lea pe un drum de la periferia unei comune de lângă Iași. Fără cizme de cauciuc, căruță sau o mașină cu tracțiune integrală, nimeni nu poate ieși sau intra pe strada Valea Miroslavei. Și gloa toate pe aici, până ieșim, mai ales când plouă, când e zăpadă, e nenorocire. Foarte dificil. Am o fetiță de 12 ani cu autism, o duc la Constantin Păunescu în fiecare dimineață, o aduc, acum mă duc după ele, mai am o fetiță de 8 ani, foarte dificil. Mă rog la Dumnezeu ca să facă ceva. Nu, nenorocit, nu altceva. Vreau să știu copiii de acolo, vin la școală. Discult, să iei papușeie în mână. Nici preotul nu poate intra să vină să vadă și dacă trăim sau dacă murim. Dar cum se poate așa? Oamenii spun că din cauza drumului impracticabil, nici operatorul de salubritate nu mai ajunge în zonă, însă ei sunt obligați să plătească serviciile neprestate. Dacă vereați mezul, avem nevoie de o salvare sau ceva, nu cred că... Gunoi plătim și trebuie să ducem noi gunoi să-l cărăm până în mijlocul satului, unde este tomberon, când nu se poate. Vine mașina aici, vedeți dumneavoastră, dacă se poate intra mașina aici. Nu ia nimeni gunoi. Da, nu ia că îl pun în pungă și îl duc în oraș, n-a ce să fac. Chiar dacă este cea mai bogată primărie din județ, nimic din taxele încasate nu revin în localitate în acest an și din această cauză programul de pietruire a drumurilor comunale este în impas. Noi încercăm să asfaltăm, să pietruim în măsura posibilităților financiare, pentru că, iată, în acest an nu ni s-au dat bani de la guvern, deși trebuia să vină pe cotele defalcate. Noi încercăm să ne ținem de programul de asfaltări și de pietruiri a drumurilor și să rezolvăm în măsura posibilităților financiare toate doleanțele locuitorilor din Miroslava. Până când autoritățile centrale nu își vor onora obligațiile financiare către administrațiile județene și implicit cele comunale, oamenii din Valea Miroslavei vor continua să trăiască la fel ca acum 200-300 de ani.